numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul. Dragi frați și surori, pe ultima pagină a Sfintei Scripturi scrie: ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Versetul 14, ultimul capitol din Sfânta Scriptură, capitolul 22 din Cartea Apocalipsei. Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Slăviți să fie Domnul! Dragii noștri frați și surori, dacă aveți îndoiel cu privire la utilitatea venirii frăților voastre în adunarea Domnului, să nu mai aveți nicio îndoială. Este foarte important să venim în adunarea Domnului. Aici, în adunarea Domnului, aici ne pregătim ca să intrăm pe porți în cetatea noului Ierusalim. Aici ne pregătim ca să intrăm pe porți în împărăția lui Dumnezeu. Ați văzut ce am citit? Ați înțeles ce am citit? Ferice de cei ce spală hainele. Nu poți intra oricum în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să te pregătești, să-ți speli hainele, nu acestea trupești, ci cele sufletești. Pe acestea trebuie să le spălăm. Și aici, în adunarea Domnului, avem cel mai potrivit loc în care ne putem spăla hainele sufletului nostru. Dacă mergem în lumea aceasta, oriunde am merge în lumea aceasta, n-am găsit un loc în care să ne putem spăla bine hainele sufletului nostru. Lumea aceasta ne oferă o imagine greșită asupra vieții. O imagine total greșită asupra vieții. Numai venind aici în adunarea Domnului, înțelegem bine ce se întâmplă în lumea aceasta. Ce se întâmplă cu noi. Și m-am gândit la un psalm, al lui Asaf, care se leagă tare bine de cuvintele acestea. Și vă citesc câteva versete din psalmul acesta. Spunea Asaf: da, bun este Domnul Israel cu cei cu inima curată. Slavă Domnului! Domnul este bun cu cei cu inima curată. Și haideți să fim atenți la ce urmează acum. Totuși, deși Dumnezeu este bun cu cei cu inima curată, totuși era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care îi înveselește. Li se bucură ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și se veselesc cu răutate și asprime, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri, limba le cutreieră pământul, de aceea aleargă lumea la ei, înghită apă din plin și zice: ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt?
Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Așa se uita Asaf la cei bogați și la cei răi din lumea aceasta. Și parcă era poftă și lui pe ce aveau cei bogați. Și se uita la el și zicea, degeaba deci mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice vreau să vorbesc ca ei, iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. M-am gândit la aceste lucruri, spunea Asaf, ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda. Zadarnică mi-a fost truda. Până, și acum atenție, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și mi-am dat seama că soarta de la urma celor răi. Până ce am intrat în sfântul locaș. Abia când a intrat Asaf în sfântul locaș, a înțeles bine ce se întâmplă în lumea aceasta. Cât a stat în afara sfântului locaș, se uita cu jind, cu poftă, dorea să fie și el ca ceilalți oameni, bogați și fericiți. Dorea și el să fie așa, căuta și el să fie așa. Și în inima lui era o prăpastie mare. Pe de o parte dorea să aibă și el ce are lumea și să trăiască la fel cum trăiește lumea, și pe de altă parte dorea să fie credincios Dumnezeului neamului său. Era o mare prăpastie în sufletul lui, că nu știa cum să le împace. Ori să trăiască ca lumea, ori să fie credincios Dumnezeului neamului său. Era tulburat tare. Până ce a intrat în sfântul locaș. Asta este o învățătură atât de frumoasă pentru fiecare dintre noi, și asta ar trebui să ne îndemne pe fiecare dintre noi să căutăm să ne petrecem cât mai mult timp în sfântul locaș al lui Dumnezeu, lăcaș al lui Dumnezeu. Aici unde sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, aici ni se spală ochii, ni se deschide mintea, ca să înțelegem bine ce se întâmplă în jurul nostru, ca să înțelegem bine ce se întâmplă cu lumea în care noi trăim. Afară, petrecând timpul nostru și viața noastră în afara sfântului locaș, ne ispitește să trăim și noi ca lumea, să facem și noi ce face lumea, să alergăm după ce aleargă lumea aceasta. De aceea este atât de important să ținem aproape de sfântul locaș și să intrăm în el. Pentru că cuvântul spune că doar aici înțelegem bine care este rostul vieții noastre, rostul nostru în lumea aceasta. M-am gândit să mergem mai departe cu gândurile noastre legate de predica de pe munte și să vorbim mai departe despre fericirile spuse de Domnul Iisus. Și chiar dacă unii poate vor spune, de ce să mai rămânem la fericiți cei blânzi, la fericirea a treia, de ce să nu vorbim acum despre pământul pe care îl moștenesc cei blânzi? Și m-am gândit să rămânem tot la fericiți cei blânzi și să mai vorbim despre această blândețe. Pentru că toate aceste nouă fericiri despre care am vorbit și vom vorbi mai departe, toate sigur vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu. Dar toate se răsfrâng față de aproapele nostru. Toate. Și blândețea este una dintre aceste fericiri. Este o caracteristică pe care trebuie să o aibă un copil al lui Dumnezeu. Să fie blând. Și v-am spus acum două duminici că vă vorbește un om care nu e blând, care dorește să fie blând, care caută să fie blând
Și cred că frățiile voastre m-ați cunoscut și în situații în care n-am fost blând deloc. Și acum ați putea să-mi spuneți, doctore, vindecă-te pe tine însuți înainte să ne vorbeți nouă despre blândețe. Da, așa este. Recunosc că am avut în viața mea momente în care total n-am fost blând, total. Dar vin în adunarea Domnului pentru că vreau să-mi corectez viața și chiar vă rog că atunci când mă vedeți că nu sunt blând, să mă trageți de mânecă și să-mi spuneți, frate, ne-ai vorbit despre blândețe și nu ești blând. Caută să fii blând, frate. Și vă spun lucrurile acestea pentru că nu vreau să fiu singurul blând din adunarea noastră. Vreau să fim toți blânzi, pentru că la asta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Să-L ascultăm și să-L împlinim. Să împlinim acest cuvânt al lui Dumnezeu. În Vechiul Testament nu avem foarte multe referințe la blândețe. Îl găsim pe Moise, cel mai blând dintre oameni. Așa spune Scriptura. Că Moise a fost cel mai blând dintre oameni. Și ne întrebăm, dar când s-a dus el acolo în fața lui Faraon de 10 ori și să vorbească numele Domnului, n-a dat dovadă de blândețe. A fost chiar foarte categoric în fața Faraonului. Și când a spart tablele legii, când poporul a păcătuit, a dat cu ele de piatră și le-a spart, a fost blând Moise? A fost blând. Și în alte situații, dar totuși când a fost Moise blând? Și când spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a fost blând? Păi când sora lui Miriam, sau Maria, împreună cu fratele lui Aron, au complotat împotriva lui Moise. Și au stat ei și au vorbit unul cu altul. Moare numai prin Moise, vorbește Domnul. Prin noi nu poate vorbi Domnul? Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Moise nu era acolo, dar Dumnezeu era acolo. Dumnezeu a auzit bârfa fraților lui Moise și a pedepsit pentru asta. Pe Miriam a umplut-o de lepră. Și atunci Moise, Doamne, vindec-o! Poate unul dintre noi, dacă eram în locul lui Moise, ne-am fi bucurat și am fi zis, merită. E o lepră pe care și-a căutat-o, că m-a bârfit, că m-a judecat, că m-a făcut cu ou și cu oțet, merită boala. Și încă eu i-aș fi dat și una mai tare, dacă eram noi. Numai că acolo era Moise. Și deși el era în cauză și pe el îl bârfeau și ziceau, ce, numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Prin noi nu poate vorbi Dumnezeu? Nu vorbește Domnul? Și atunci Moise se roagă, Doamne, vindec-o. Și spune cuvântul mai departe că Moise era cel mai blând dintre oameni. Și ce concluzie tragem? Cea din tâi caracteristică a blândeții? Că blândeția se manifestă atunci când ești tu afectat. Nu ți aperi tu cauza. Îl lași pe Dumnezeu să ți-o apere. Cauza lui Moise n-a apărat-o Moise, nu și-a apărat Moise cauza. Moise a apărat mereu și mereu cauza lui Dumnezeu. Și când propovăduia și spunea cuvântul lui Dumnezeu, îl spunea cu tărie și apăsat. Dar când era el în cauză, zicea, Doamne, iartă-o, vindec-o, lasă-i, ai milă de poporul tău. Mergem mai departe la Avram, tot așa. Avram, când i s-a mulțit averea, turmele și s-au certat ciobanii lui cu slujitorii lui Lot, nepotul său, iar Avram a cedat. A zis, alege tu, dacă tu alegi încolo, eu mă duc dincoace. Alege tu. Deși chemarea o a avut-o Avram, nu Lot. De Avram a cedat această întâietate nepotului său Lot și a zis, alege tu. Și sigur că Lot s-a uitat și a ales câmpia mănoasă, bună pentru animalele lui, pentru turmele lui.
Și Avram a cedat, a fost partea lui. A cedat, el s-a dus la munte, acolo unde crește doar pe aici, pe acolo, câte un fir de iarbă. Pentru că Avram a știut că el se duce cu Domnul. Și cel care îi apără cauza este Domnul. Iată un alt exemplu de blândețe. Și aș vrea să citim acum din Proverbe un verset, versetul 15, versetul 1 din capitolul 15. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia. Ați experimentat vreodată proverbul acesta? Ați pus vreodată petrol pe foc pentru că n-ați răspuns cu blândețe, ci ați răspuns cu mânie și focul s-a aprins și mai tare? Vedeți, de aia venim în adunarea Domnului, ca să auzim și lucrurile acestea. Pentru că dacă credința noastră nu e și acasă și în lumea în care trăim, n-avem credință. De câte ori am răspuns cu asprime în loc să răspundem cu blândețe? Asta ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Venim aici ca să ne spălăm, spuneam, hainele sufletului nostru. Păi cum ne spălăm hainele sufletului nostru? Ascultând și auzind lucruri care ne ating pe noi înșine. Păcatele noastre, slăbiciunile noastre, neputințele noastre, ca să le putem corecta. Asculta, împlini și corecta. Asta înseamnă să ne spălăm și să ne pregătim ca să intrăm pe porți în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul spune așa, păi noi așa trebuie să facem. Chiar dacă până acum n-am făcut așa. Chiar dacă până acum, în loc să dăm un răspuns blând, am dat un răspuns cu nerv și cu asprime și am aprins focul și mai tare, nu l-am stins. De ce facem lucrurile acestea? Și de ce vorbim despre lucrurile acestea? Pentru că Domnul Iisus a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și ce se va întâmpla? Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Matei 11:29. Domnul este blând și smerit cu inima. Să luăm exemplu de la El, să învățăm de la El. Când în Matei 21:5, când Domnul Iisus a intrat pe porți în Ierusalim, călare pe un măgăruș, zice, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. A venit blând Domnul Iisus în lumea aceasta. Și mai departe, în Galateni 5, capitolul 5, de la 19 la 21, zice așa, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea, pea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel în epistola către Galateni. Nu dă alternative, lasă că vom intra în împărăția lui Dumnezeu cumva. Cumva. Nu intrăm. Și mai departe vine apostolul Pavel și spune, dar roada Duhului, aici iarăi frumos, sunt puține, roadele Duhului nu sunt multe, dar roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, care e următoarea? Blândețea. Blândețea, înfrânarea poftelor, astea-s, nu sunt multe, dar dacă le ai pe astea, ești slăvit să fie Domnul în împărăția lui Dumnezeu. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege.
zice Apostolul Pavel. Ce lege poate condamna, să zicem, de exemplu, iertarea? Să te condamne cineva, mă, l-a iertat, nu trebuia să-l ierți. Care e legea aia care să te condamne că ai prea iertat? Sau că ai prea iubit? Sau că ai fost prea blând? Care e legea aia care să te condamne că ai fost prea blând? Că ți-ai înfrânat poftele? Care e legea aia care să te condamne că ți-ai înfrânat poftele? Dar dacă le iau și le citesc din nou, faptele firii pământești, câte legi condamnă faptele firii pământești, dar mai ales Dumnezeu. Condamnă faptele firii pământești, orice lege de pe lumea asta, dar roadele Duhului nu sunt condamnate de nicio lege. Și îl avem exemplu pe Petru. Toți știți că Petru a fost un om foarte aprig, un caracter foarte iute. Avea așa niște ieșiri, așa ni-l arată Evangheliile. Când l-au prins pe Domnul Iisus, cine a scos sabia și a lovit cu sabia? Petru, nu? I-a tăiat urechea acelui aprod care a venit să-l ia pe Domnul Iisus. I-a tăiat urechea. O vrut să-i taie gâtul, cu siguranță, numai o nimerit numai urechea. Nu s-a gândit el să-i taie urechea, să nu crede cineva că Petru a fost atunci foarte liniștit și a vrut numai să-i facă un semn, o cicatrice la ureche. O vrut să-i taie gâtul. Deci ăsta a fost Petru. De-aia uitați ce zice Petru, după ce Duhul Sfânt a venit peste ucenici. Ia uitați ce zice Petru după ce a lucrat pentru Evanghelie, după ce a propovăduit Evanghelia. Zice Petru în prima epistolă, capitolul 3, citesc 3 versete, 14, 15 și 16. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. Parcă l-am auzit și pe Domnul Iisus vorbind tot așa. Păi așa e. Cei care îl urmează pe Domnul Iisus nu pot să vorbească decât la fel ca Domnul Iisus. Nu se poate altfel. Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Sau dacă vreți, sfințiți, puneți deoparte inima voastră pentru Hristos. Inima voastră să fie a lui Hristos. Fiți întotdeauna gata, și uitați-l aici, cum și-a schimbat atitudinea. Atunci, în grădina Ghețimani, a fost gata să pună mâna pe sabie și să-i taie gâtul la acel soldat. Acum, zice, fiți întotdeauna gata să răspundeți ori și cui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Să fiți capabili să dați socoteală oricui de credința voastră. Să nu fiți niște din aia care n-au niciun argument, ei sunt așa moi și ei cred, dar nu sunt în stare să-și apere credința. Apostolul Petru zice să nu fiți așa. Să fiți în stare să vă dați, să dați socoteală oricui despre credința voastră. Dar versetul nu se termină aici. Că dacă l-ar fi lăsat aici, poate unii dintre noi am dat socoteală despre credința noastră cu parul. Și am convinge cu parul pe cei care nu cred ca noi. Deci am aplicat niște tehnici din astea violente pentru a ne susține credința. Apostolul Petru, schimbat, așa cum am spus, zice, dar cu blândețe și cu teamă, dar cu blândețe. Deci poți să-ți aperi credința, poți să ai verticalitate în ceea ce crezi, să susții ceea ce crezi, foarte bine că o faci, așa și trebuie, să fii unul care știe ce crede și să fie în stare să spună oricui despre ceea ce crede, dar cu blândețe și cu teamă. Având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine, tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Blândețe. Și Iacob zice, și am mai spus și duminica trecută, așa scurt, am amintit și duminica trecută,
Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate în purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Iacob 3:13. Cu blândețea înțelepciunii. Cine e înțelept și priceput? Foarte bine că e înțelept și priceput. Dar blândețea trebuie să fie cea care să ne dea putere să ne susținem, Doamne ajută, să ne susținem cauza noastră. Nu cu forța, nu cu impunere, ci cu blândețe. Și în această blândețe stă înțelepciunea. Înțelepciunea. Dar dacă aveți în inima voastră pismă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Deci dacă înțelepciunea noastră nu e însoțită de blândețe, înțelepciunea noastră nu e de la Dumnezeu. Zice că e drăcească. Dacă ai o înțelepciune din care lipsește blândețea, căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Și acum zice că nu ne lasă așa, ne spune ce-i cu înțelepciunea care vine de sus. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Înțelepciunea care vine de sus este blândă. Deci aș vrea din toată inima să ne schimbăm viața, să ne schimbăm atitudinea, să devenim o adunare de oameni blânzi, o adunare care se manifestă și care are acest duh de înțelepciune a blândeții. Timotei, mai avem câteva versete, dar aș vrea să o ascultăm pe sora Rut cântându-ne o cântare și o să mă opresc destul de brusc pentru că e fără 20 și vreau să mai o ascultăm cântându-ne o cântare. Și mai avem câteva versete de la Timotei. Sfaturile pe care le dădea apostolul Pavel lui Timotei. Îi spune așa Sfântul Apostol Pavel: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. Ia uitați ce zice mai departe. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă. Și acum vine finalul. Iarăși, dacă se oprea aici, era bine. La ceartă, la mustrat, n-avea probleme. Deci am putea să mustrăm, să certăm, să facem, nicio problemă. Dacă s-ar fi oprit Apostolul Pavel aici, dar nu s-a oprit. A mers mai departe. Și iată cum se încheie. Deci, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. E, altfel sună. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Că ne place, că nu ne place. Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne corectăm. Mai am din epistola a doua către Timotei niște lucruri despre blândețe. O să le aflăm cu altă ocazie. Slăvit să fie Domnul, sora Rut, te rog să vii să ne cânți o cântare în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.